Telia neagră. Bine, să zicem de la început că e un pamflet ca să înțeleagă și capetele seci care o iau în serios. Dar filmul descrie, și prin replicile savuroase pe care voi le-ați spus acolo jos, descrie situația de fapt din PNL și relația cu SLE-ul, descrie faptul că Crin Antonescu, din ceea ce spun unii membri ai partidului, a luat în sultanat, ca să spunem așa, partidul, îl tratează ca propriul harem de, bărbați, ca să-i spunem așa, nu lasă pe nimeni să respire de Mai multe acolo. eunuci. Sau așa cum vrei tu. Adică A fost unul mai devreme, care, de acum vreo 2 zile, dacă nu mă înșel, care a spus ceva contra domnului Antonescu și, da, presupun că se bucura de faptul că e plecat din țară. Știi, și când ești plecat, când Antonescu din țară, vocile critice din PNL mai iese câte una, așa, știi? L-am văzut totuși puțin cam nervos pe Crin Antonescu înaintea acestei mega lansări de pe 31 și mi se pare că se precipită, mi se pare că, deși tu când știi că stai în sondaje extrem de bine, nu? Cum știm cu toții, da? Că Că nu stă bine, e pe locul 5 în momentul acesta, pentru prezidențiale, vom totuși, analiza și okay. Sondajul, că e important. E multă nervozitate. M-am uitat puțin, de exemplu, la răspunsul care e tot în nota acestui filmuleț pe care l-ați făcut voi, în răspunsul pe care i-a dat domnului Tăriceanu, un răspuns butucănos pe care, specific lui Traian Băsescu, de pe vremuri și chiar și acum, într-o anumită perioadă, un răspuns de genul ăla, i-a spus ceva lui Tăriceanu, care critica pe bună dreptate o măsură fiscală neliberală, da, ce impozitul acela pe chirii, i-a spus ceva de genul s-a trezit domnul Este mai Tăriceanu degrabă un comentariu somnambulic, ceva Exact, de genul ceva din un acesta. comentariu somnambulic. Să Oricând te vorbești de pregătești, funie în casa nu, e, când ești spânzuratului al e cam. doilea, când ești al doilea om în stat, când te pregătești pentru prima funcție, na? Când toți ochii mass media sunt pe tine, să ai un asemenea vocabular dovedește că nu ești stăpân, de fapt, da? Când ai decât o armată de eunuci, ca să zic așa, pe care reușești să-i controlezi numai prin stipendii guvernamentale, iar replica aceea cu PC-ul, iartă-mă, dar trebuie să recunosc că i-a fost una genială, nu? Vine Bornașul de la PNL, care dă și el un ban, dă și vine și reproșează șefului acela de partid, cum că ai văzut cei de la PC, pe și pe unde sunt fascinat, au Fac luat o două, avere cu șpagă de da, la Avia. iartă-mă, 5-6 milioane de lei, noi, în câteva secunde, e fulminant, trebuie felicitat cei de la PC, da? Care au ajuns la putere tocmai pe un discurs anticorupție. Dar să revenim la și pe ceva din filmulețul vostru. Cum ți se pare debutul cinematografic al lui Suleiman Crin Magnificul?